Mădălina este împreună cu Cristi Mărgărit. Aflăm ce e corect să punem în coșul de cumpărături, cu ce facem o salată de fructe și dacă fructele îngrașă. Treaba voastră, depinde câte. Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor. Îl salut și pe Cristi Mărgărit. Bună dimineața. Am venit în piața Obor, aici unde sunt foarte mulți producători locali. Ne place să mâncăm românește. Hai să vedem ce putem să găsim în piață. Da, i-am recunoscut după accent. Scrie din Țara Moților, aveau accent de satul mare, cum scrie și pe etichetă, într-adevăr. M-am bucurat să văd fructe mici, fructe colorate, fructe de câmp. Acestea sunt cele mai bogate în antioxidanți, cele mai sănătoase, da? Deci cu cât mai mic și mai colorat fructul copt la soare, cu atât este mai sănătos. Mai avem și cireșe, mai avem și căpșune. Deci avem absolut toate fructele de sezon și locale. Uite, văd aici satul mare al lui Iulia. Da, deci afinele de pădure sunt clar mult mai sănătoase decât afinele de cultură, mult mai bogate în antioxidanți. Aveți grijă că pătează când faceți un suc sau un smoothie prin bucătărie, să nu vă vopsiți. Pot fi congelate dacă avem un surplus, tragem acum de ele cât putem, le mâncăm sub toate formele. Ce rămâne putem congela. Foarte important de știut, atunci când mănânci fructe multe, vara, reduci din celelalte alimente. Într-adevăr, un exces de fructoză, un exces de zahăr, pentru că fructele au, să spunem, în medie, așa un 10% zaharuri, ar fi dăunător. Și atunci reducem grăsimile drastic în această perioadă și mâncăm mai puțin din celelalte alimente. Adică mâncăm mai puțin din tot ce înseamnă făinoase, mămăligă, cartofi, orez, tot surse de carbohidrați. Și atunci fructele vor intra la fix în dieta noastră. Bun, pentru că vorbeai de cantități. Înainte parcă mâncam fructe fără să ne gândim dacă mâncăm prea mult, prea puțin. Acum trebuie să facem așa un calcul. Un calcul. Dacă ar fi să vorbim de afine, poți să mănânci prea multe afine? Poți să mănânci dacă mănânci așa un kilogram, două pe zi, dar oricum îți vor da o energie extraordinară și te vei simți foarte bine. Repet, faci un mic dejun sau o masă doar din fructe. Deci le mâncăm într-adevăr separat de celelalte alimente. Este acel mit că fermentează fructele, că se transformă în alcool. Bineînțeles, e mai mult o glumă. Ele nu au timp să se transforme în alcool decât la persoane care sunt foarte bolnave și acele persoane sigur au altă problemă decât... Dar iată că apar și astfel de informații pe internet. Da, 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 că cineva a mâncat prea multe fructe și s-a alcoolizat din cauza asta. Nu este cazul, cum spuneam și cu îngrășarea la fel, dacă reducem din celelalte alimente, în special surse de grăsimi și de carbohidrați, putem consuma și mai multe fructe. Totuși, hai să spunem, pentru un 30 de grame așa de zaharuri, ar fi cam 300 de grame o salată de fructe. Bun, nu? Hai să facem să un mix. Ce să punem în salată de fructe? Mi-ar plăcea să pun afinele de pădure, e zmeură de pădure foarte bună. Agrișele sunt un pic mai acrișoare pentru cine are această plăcere, dar putem să alegem. Da, coacăze roșii, coacăze negre, își facem un mix, ne ducem la un 300 de grame, ne costă și destul de puțin. Cam cât? 3, 4, 5 lei, dacă alegi niște fructe mai ieftine, te poți duce un pic peste 5 lei. Dar o salată de fructe de 300 de grame, adică atât cât ne-am permite să mâncăm în mod obișnuit, ca o gustare, să spunem, sau ca un mic dejun doar din fructe, așa pentru detox, în jur de 5 lei, mi se pare absolut rezonabil, având în vedere cantitatea imensă de antioxidanți, de vitamine, de nutrienți, de minerale cu care vin aceste fructe. Perfect. Dacă vorbim de o salată de fructe, mai adăugăm fructe pe parcursul zilei sau depășim acea normă de zahăr? Da, pentru o persoană care este sedentară, undeva la 300-400 de grame, hai să spunem 500 de grame de fructe, repet, în conținut care reduce drastic din celelalte alimente. Apar și pepenii românești, mare atenție la cantitățile enorme de pepene. Viseara acasă a fost cald, mănânci 2 kg de pepene, sigur că e prea mult. Deja vorbim de 200 de grame de zahăr sau de zaharuri, hai să vorbim la modul general. Și atunci trebuie să te gândești, aceste sute de grame de zahăr au loc în dieta ta? Pentru un sportiv care face foarte mult efort, pentru o persoană care muncește foarte mult fizic, sigur că aceste fructe sunt chiar binevenite după un antrenament eventual, dar pentru o persoană sedentară care a mai mâncat și altceva în ziua respectivă, s-ar putea să fie un pic cam mult. Noi ne-am referit mai mult la afine, mure, coacăze. O altă combinație de salată de fructe în perioada aceasta? Te poți duce și către fructele mai mari, să spunem. Apar caisele, mai avem încă cireșe, dar pepenele, poate fi inclus mărul, poate fi inclus, poți include orice într-o salată de fructe, inclusiv citricele, dacă vrem așa să le dăm un gust mai deosebit. N-aș mai merge pe fructe exotice, bananele sunt precum cartofii, 20 de grame de carbohidrați la 100 de grame, deci cam dense nutritiv în această perioadă. Răsăm bananele și fructele exotice
pentru sezonul rece. Acum profităm de aceste fructe de sezon românești, repet, cu cât mai mici, mai colorate, iată acolo mure sau coacăze negre, afinele de pădure. Sunt foarte, foarte bogate în antioxidanți și o simți imediat. Adică atunci când ai mâncat un mic dejun cu astfel de fructe, o salată de fructe de acest tip, simți imediat energie. Bine, le te și hidratează, au mai multe calități, dar le simți. Mulțumesc, Cristi, nu întâmplător că am întrebat și de un preț, pentru că foarte mulți spun că este foarte scump să mănânci românește sau să mănânci sănătos. Ei bine, iată, 5 lei pentru o salată de fructe este... Acum, în sezon, prețul este foarte bun, el o să mai scadă un pic. Spuneam că atunci când prețul este minim, cumpărăm cantități mai mari, le spălăm și le stocăm porționat, astfel încât să avem pe toată durata iernii, pe toată durata anului. Bine, perfect, mulțumim, Cristi, cam atât de aici, Dani. Mulțumim frumos!